Salut! Sunt Lorena și tocmai ai dat cel mai inspirat click pe ziua de astăzi. Aici te așteaptă 5 chestii atât de cool că îmi fac deja pielea de găină. De exemplu, monitorul inteligent, wireless și HD pentru bebeluși, o invenție multilateral dezvoltată. O să faci cunoștință și cu primul ceas inteligent produs în România. Iar la final îți prezentăm un pilot de curse atât de însetat de adrenalină că s-a încumetat cu mașina într-un loc pe cât de periculos, pe atât de spectaculos. Așadar, să începem! Dacă te-a pus aghiuță să faci un copil, s-a zis cu liniștea ta. Îți spun din experiență că ăla micu sau aia mică o să-ți acapareze fiecare secundă din viață și toată atenția de care dispui. Poți însă recâștiga o frântură din independența ta de altădată cu monitorul pentru bebeluși de la Project Nursery. Ecranul de 5-5 îți arată în rezoluție HD tot ce face odrasla ta, pe care o supraveghează o cameră mobilă controlabilă de la distanță. Camera și ecranul comunică fără fir în timp real și au conexiune audio în două direcții. Așa, soția aflată în dormitor cu pruncul în brațe te poate ghida pe tine prin bucătărie, unde tu oricum calci în străchin. Bateria te ține între 8 și 16 ore, depinde pe cine întrebi, iar camera îi poate și susura în ureche copilului un cântec de leagăn, în caz că micuțul are părinți afoni. Dacă $300 te încurcă prin buzunar, acum știi pe ce să-i spargi, ca să ai o familie tradițională ceva mai fericită. Munca de birou face rău. Așa sună un vers arhicunoscut de la paraziții, unul care însă reflectă adevărul adevărat și crud. Sedentarismul e la fel de periculos ca și fumatul, ba poate chiar și mai păcătos, pentru că nici măcar nu-ți dai seama când te apuci de el. Viața de hamster corporatist devine însă un pic mai sănătoasă grație dispozitivului Hoover. Odată instalat, el te ajută să-ți pui sângele în mișcare, doar cât să nu anchilozezi. Nu-ți imagina că devii cine știe ce sportiv de performanță. Totuși, cu Hoover arzi cu aproape 20% mai multe calorii decât dacă stai degeaba, ceea ce nu-i puțin lucru. Cifrele exacte le poți afla cu ajutorul monitorului de efort, care este un accesoriu opțional. Hoover vine în două variante, cea bătută în cuie sub birou și cea pe care o poți lua cu tine oriunde. Dacă locuiești în Statele Unite, te costă $40 și vine de banii ăștia cu de toate. Pentru că și ai noștri sunt cabrazii, mai ales la tehnologie inteligentă. Fii martorul nașterii celui din tâi ceas inteligent românesc, numit Tagadam Think Beyond. În engleză, da, că doar nu vroiai să-i spună varză, viezure, barză sau bursuc. Dispozitivul funcționează pe Android și pe Apple, însă adevăratul lui punct forte este algoritmul care îți învață obiceiurile și ajunge aproape să-ți citească gândurile. Mai exact, dacă reacționezi la anumite tipuri de notificări, le vei primi tot mai des. Iar dacă ignori alte informații furnizate de smartwatch, categoria lor va apărea tot mai rar în notificări. Ceasul arată super sexy, cu ecranul ăla negru ca antracitul, iar proiectul va decola imediat ce adună suficienți bani pe platforma Kickstarter. Până dai tu click să donezi un leu 2, s-ar putea ca Tagadam Watch Think Beyond să fie deja prin magazine, dar fă un pustiu de bine și verifică. E mai mult decât o chestiune de timp. Dacă vrei să devii spion sau dacă pur și simplu ești uituc de te împiedici în șireturi, o să mă pupi atunci când mă vei întâlni pe stradă pentru ce pont urmează să-ți dau. Pup, așa se scrie numele scannerului de buzunar despre care vreau să-ți povestesc. Se pronunță PAP, iar aparatul ăsta îți citește și îți memorează orice document în doar câteva secunde. Dispozitivul, ceva mai gros decât un stilou, dar cam de aceeași lungime, se conectează cu Wi-Fi sau Bluetooth, la orice, așa că informațiile proaspăt culese ajung la locul lor înainte să poți clipi. De regulă în iCloud, cum e obiceiul pe la oamenii normali. Laserul de înaltă precizie mătură pagină după pagină, spun creatorii, fără să dea greș, iar bateria lui ține 12 ore.
Încheiem apoteotic azi cu un pilot de raliu care are un bob de nebunie la căpuț. Altfel, cum s-ar fi gândit să ia o mașină de curse și să se dea cu ea pe o pârtie de bob? Știți voi, sportul ăla de iarnă cu multe curbe la viteze amețitoare, unde nici acum nu mi-e clar ce trebuie să faci ca să câștigi. Imaginile astea de staie răsuflare l-au protagonist pe pilotul Mark Higgins, aflat la volanul unui Subaru Impreza VRK STI pe o pistă de bob din St. Moritz, în Elveția. A pornit-o voinicește de pe la cota 2200, însă pun pariu că i-a cam stat inima în loc atunci când mașina a ieșit pe jumătate în decor. În fine, presupun că la sosire a fost declarat învingător, pentru că oricum n-a concurat decât cu gravitația și înțeleg că a scăpat teafăr. O întrebare am totuși, o fi avut cauciucuri de iarnă? Cu această dilemă în cuget și în simțiri, încheiem ediția nu înainte de a-ți reaminti că te poți abona cu doar un click la canalul nostru plin de informații utile. Dacă ai aflat ceva ce mie mi-a scăpat, dăm de veste printr-un comentariu. Iar până la ediția viitoare, forța fie cu tine!